Bună, Gerard, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Proform Online. Așa ne începem noi treaba. Intrăm repede în lecții. Tema pentru acasă. Pentru acasă. Și să vedem care este asta. Exercițiul 24. F. De la ce pagină? 100. De la pagina 100. Da, ne-am făcut astea clasă și eu a zis de-a Roma să continuăm. Te rog. Așa. 6 supra 7 ori 7 supra 2. 6 supra 7. 6 supra 7 ori 7 pe 2? Da, 7 pe 2. Ori 7 pe 2. E calcul. Și e egal cu 3 pe 1. De ce 3 pe 1? Am simplificat direct. Da, simplificăm 7 cu 7. Nu. Nu? Știm asta. 6 cu 2. 6 cu 2. 3 și aici și rămâne 3 și aici e 1. Da? Și 3 ori 1, 3 și 1 ori 1. Știi asta? Da? Deci ești atent. Și vine 3 ori 1, 3, 3 pe 1. Ce fac cu 3? Bun, altă. Puteam zice 6 ori 7 supra 7 ori 2 și simplificam la sfârșit fracția, da? Da. 12 supra 9. 12 supra 9. Ori 1 supra 4. 1 supra 4, Cristina, te rog, e egal cu? Hai, imediat. Merge 12 cu 4. Perfect. 3 sus, 1 jos, apoi 9 cu 1. 9 cu 1 nu, poți să zic. Deci nu că nu merge, dar nu se justifică. Prin ce se simplifică? Prin 1, nu? Da. 3 ori 1, 3. Supra? 9. 9. Și se simplifică prin 3. Adică puteam aici să simplifica 3 cu 9, ca să nu fim în situația asta, da? Deci și așa facem, dar și sus, jos. Aceeași fracție. Și vine cât aici 1 și jos 3. Exact cum acum aș simplific prin 3 și face 1 pe 3, da? Deci când observați că se mai poate simplifica, intervenim. Mai departe, te rog. 3 supra 22 supra 5. 3 supra 11 ori 22 supra 5. 11 și cu 22 supra 5. Se vede că 11 cu 22 simplificăm și aici o să avem un 2, nu? Da. Și 3 cu 5? Nu. Nici sus, jos, fiecare fracție, nu? Și face 3 ori 2, 6, așa, supra 5. Următoarea? Hai, că nu pierdem timp. Zi repede. 4 supra 10 ori 4 supra 10 ori 7 supra 6. Ori 7 pe 6, te rog pe tine, Ștefania, 7 pe 6, egal cu? Aici se simplifică 6 cu 10. 6 cu 4, deci sus jos, da? Da. 6 cu 4 prin cât? 2. Prin 2 și sus un 2 și jos aici este 3, nu? Da. Și 4 împărțit la 2, 2, 6 împărțit la 2, 3. Și mai merge 2 cu 10. 2 cu 10. Deci și așa avem grijă, da? Și 2 cu 10 îl tai pe 2 și pe 10, 1 sus, nu de 2 împărțit la 2, 1 și 10 împărțit la 2, 5. Și face acum, cât este rezultatul repede? 1 ori 7. 7 supra 5 ori 3. 15, da? Și ăsta este final. Fracția este ireductibilă. Dacă am simplificat totul înainte, fracția devine ireductibilă în condițiile astea, da? Te rog... 44 supra 25. 44 pe 25 ori. 50 supra 99. 50 supra 99. Este egal cu... Da. Paul? Păi se simplifică 50 cu 25. Așa prin cât? 50 cu 25? Prin 3. Eu, prin 3? 50 cu 25? Vine 2 ori 25 50. Ah, pe 25 atunci. Ah, da, pe 25. Pe 25 chiar, pe 25. Și unul e 1, că 25 împărțit la 25 face 1 și 50 împărțit la 25, cum? 50 împărțit la 25 de 4 ori? De 2 ori. De 2 ori. De 2 de 25 fac 50. 25 cu 50, 5 cu 50, 0. Sigur că da, de 2 ori. Da, 2. Mai, Cristina, altceva să mai poate simplifica? 3 cu 3 cu... Universul 3, că nu văd 3. De aici au rămas. Hai să ștergi, ca să nu uitați. 2. Da, 2 atâta. 2 cu 44. 2 cu 44, dar 44 e la numărător.
Trebuie de sus și jos. De acum numărător, numitor. Nu între ei sus. Prin 2 nu merge. A, 99. Aici e 99, da. Înseamnă că nu merge. Și vine 88. Nu merge. La 99. Mai vede cineva, totuși. Nu? 44 cât face? 4 ori 11. 4 ori 11. Și aici 99 este 9 ori 11. Și prin când ar veni? 11. Așa, 11. Păi, prin 11. Păi, te gândeai, dar dacă mi-ai spus-o, a trebuit să o spun eu. Așa? Deci, prin 11. Că 11 este divizor comun. 11 este și în 44 încorporat și în 99. Da. Pentru că 99 înseamnă 9 ori 11, 44, 4 ori 11. Și acum prin 11 s-a simplificat și acum mi-a rămas cât? 4 ori 2, 8. Supra, 1 ori 9, 9. Și iată că dacă am făcut tot ce s-a putut, am simplificat tot, mi-a rămas o fracție ireductibilă, nemai fiind nevoie să mai simplific, da? Nu m-am prin ce să simplific, am simplificat maxim cu putință aici. Mai departe. 13 supra 10. 13 supra 10. Ori 20 pe 7. Ori 20 pe 7, Ștefania. 7 se simplifică. 7 nici cu 20, nici cu 13, nici cu unul din ei. 20 cu 10. 20 cu 10. Prin cât 20? Prin 10. Prin 10. Prin 10. Și vine aici 1, că 10 împărțit la 10 1 și 20 împărțit la 10? 2. Și este egal cu 13 ori 2, 26 pe 7. Da? 26 pe 7. Următorul. Hai, repede, repede. 12 supra 13. 12 supra 13 ori? Ori 26 pe 24. 26 pe 24, power. 13 și 26 sunt simpli. Prin cât? Prin 13. Prin 13, sigur că da. Și 13 împărțit la 13, 1 și 26 împărțit la 13 face 2. 12 cu 24 prin 2. 2 pe 12. Prin 12, sigur că da. Mergea și prin 2, dar merge cu maxim. Da, de mai multe ori. Sigur că da. 2, iar 2, cu maxim cu putință, da? Cea mai mare care este. Așa, 1 și aici 2, da? Și face egal cu 2 pe 2. Și 2 cu 2 se simplifică și face 1, 1. Ori ziceam 2 pe 2 și urma să simplificăm. Ori am făcut-o aici și atunci vine 1 ori 1, 1. Supra 1 ori 1, 1. În final, face 1. Da? 1 pe 1 este 1. Dacă am fi mulțit, să zicem că nu vedeam. Mulțeam 12 ori 26, ne dea un număr. 13 ori 24, ne dea același număr. Da. Da, același număr ne dea. Și pe urmă, iată cât timp am pierdut, la mulțire. Da? Deci este o treabă, pierdere de timp. De aia facem simplificările înainte. Da. Ca să mărim ritmul de lucru și poftim altă ieșiță. 1 între și 1 pe 3. 1 între și 1 pe 3, da. Ori 7 pe 8. Ori 7 supra 8. Ori 7 supra 8. Egal cu? 5 supra 3. Deci unde 5? 1 ori 3 plus 1. Introduce întreg în frație. Deci ia deoparte. Hai să luăm și noi deoparte. Un întreg și o treime. Înseamnă, de fapt, copii, înseamnă un întreg plus o treime. Deci un întreg și o treime înseamnă un întreg și o treime. Și acum, ca să adunăm acestea, pe unul putem prinde, surprinde ca fiind 1 pe 1 și aducem același numitor. Numitorul comun este 3, nu? Și pe 3 la 1 împărțit face 3, amplificăm cu 3. Și atunci vine 3 ori 1, 3 și cu 1 egal cu 4 pe 3. Dar ca să nu mai pierdem timpul, zicem 1 ori 3, 3 și cu 1 face 4. Deci 4 pe 3. Deodată răspundem, da? Deci cât este, hai să spună Ștefania, cât înseamnă 7 din 3 și o cincime? 7 din 3 și o cincime. 7 ori 5, 35, 35 și 1, 37. Asta este, 36 pe? 5. 36 pe 5. Cât înseamnă, te rog, Paul, 2 în 3 și 3 pătrimi. 2 în 3 și 3 pătrimi. 2 ori 3. Nu 2 ori 3. 2 ori 4. Și cu 3? 8 și cu 3.
11 pe 4. Da? Deci 11 pe 4, atenție, numitorul se păstrează, numărătorul se modifică. Așadar, ne întoarcem aici, Cristina, te rog să continui tu. Cât face aici? 3 pe 4. Nu-i 3 pe 4. Acum 1 ori 3, 3 și cu 1? 4 pe 3. Da, 4. Atenție multe, nu? 3 pe 4. Da. Deci se modifică numărătorul. 4 pe 3 ori 7 pe 8 și egal cu? Deci se simplifică 8 cu 4 prin 4. Da. Sus va fi 1, jos va fi 4. Jos va fi? 2. 2? 8 împărțit la 4, 2, da? Și atât. Atât. Și acum înmulțim 1 ori 7, 7. 3 ori 2, 6. 6. Și altul, repede? Așa. P. Pardon. N. 2 în 3 și 1 pe 5. 2 în 3 și 1 pe 5. Ori 2 în 3 și 1 pe 2. Ori 2 în 3 și 1 pe 2, Paul conduce. Deci ți-l de rog, egal, Paul, cu? Se fac cu 2 ori 5, 15. 2 ori 5? 10. Și cu 1? 11. 11 pe cât? Pe 5. 11 pe 5, înmulțim cu Ștefania? 2 ori 2, 4 și cu 1, 5 pe 2. Înmulțim cu 5 pe 2 și egal cu Cristina? Se simplifică 5 cu 5, corect, care va fi 1 și 1, iar 11 cu 2 nu se simplifică, ceea ce înseamnă că va fi 11 pe 2. 11 ori 1, 11, supra 1 ori 2, 2. Terminate. Ești repede. Dar de 10 în 3 și 2 pe 3. 10 în 3 și 2 pe 3. Ori 2 în 3 și 1 pe 4. 2 în 3 și 1 pe 4. Da. Este egal cu Ștefania? 10 ori 3, 30 și cu 2, 32 pe 3. 32 pe 3. Ori 2 ori 4, 8 și cu 1, 9. 9 pe 4. 9 pe 4, egal cu Paul. Este egal cu 3 și 9 se simplifică. Prin cât? 3. Prin 3. Și aici 1 și sus 3, da? Iar 32 și 4 se simplifică prin 4. Corect. Care va veni 1 și 8. 8. Și face 8 ori 3, 24. 24 pe cât? Pe 1. Adică 24, nu? 24 pe 1 înseamnă 24 și repede altul mi-ai pregătit? 2 întregi. Așa, 2 întregi de 1 pe 13. 1 pe 13. Ori 4 întregi, ori 1 întreg și 4 pe 9. Ori întreg și 4 pe 9. Este egal cu, vorbește Ștefania? 13 ori 2, 26. 26 și 1, 27 pe 13. Ori, Cristina? 1 ori 9, 9, 9 plus 4, 14. 9 plus 4. 9 plus 4. 14. Da, 10 plus 9. 10 plus 4. Tot 14 face, da? Deci cât ai spus? 13 pe 9. Pe 9, egal cu, vorbește Darius? 2. Este egal cu 27 și cu 9 se simplifică prin 3. De fapt, prin 9. Prin 9. Și merge de 1 o dată și de 3 ori. Da. Și este egal, de fapt, și cu 1. 13 cu 13. Și egal 3 pe 1. 3 pe 1. Deci răspuns 3 pe 1, care înseamnă, de fapt, 3. Următorul, te rog, Darius. 1 întreg și 1 pe 7. Deci 1 întreg și 1 pe 7. Ori? 5 întreg și 1 pe 4. 5 întreg și 1 pe 4 și egal mai departe. Da. Eu zic? Da. Eu zic? Eu zic, nu, Ștefania. 1 7, 7 și 1, 8. Da. 37. Ori 5 ori 4, 20, 1, 21 pe 20. 21 pe 4, egal mai departe, Cristina? Se simplifică 28 cu 4, va 8 cu 4. 8 cu 4. Și sus va fi 2 și jos va fi 1. Corect. Apoi 7 cu 20 și 21 sus va fi 3 și jos va fi 1. Da. Ceea ce înseamnă că 2 ori 3, 6, supra 1, care înseamnă 6. 6. Și următorul, repede? 3 întregi și 1 pe 3. 3 întregi și 1 pe 3, ori? Ori 9 întregi pe 5. Și 9, 9 pe 50. Ori 9 pe 50, da? 9 supra 50 este egal cu Paul? Pe 50
cu 50. De 5 în jur 9? Plus 10 pe 3, mai repede. 10 pe 3. Ori 9 pe 50. Ori 9 pe 50, egal mai departe. Tot tu? Simplifică 3 cu 1 și 9 cu 3, da? Apoi 10 și 50 prin 10 și va veni 5 și 10, da? 5 și 1 sus, 5, da? Da? Da. Și care cât dă? Hai mai repede, apoi mai repede. 3 pe 5. 3 pe 5 și următorul. Da, de așa. 3 pe 7 ori 2. 3 pe 7 ori? 2. Egal cu? Ștefania? 7 ori 2, 14 și cu 3. 7 ori 2. Stai o secundă. 2 ori 3. 2 ori 3. Dar de ce 2 ori 3? Pentru că aici putem să zicem că este 1 și avem de mulțit două fracții. Da. Cum se mulțesc? Numărătorii între ei și numitorii între ei. Nu e introdus întregul fracții. Da? Ștefania? Nu e 2 în 3 și 3 șepti, ci 3 pe 7 mulțit cu 2. Da? Deci este înmulțirea acolo, două fracții, numărători. Știi, așa sunt așezate. 2 ori 3, 6, supra 7, nu? Da? Deci este deosebire. Atenție! Una să spun 3 înmulțit cu 5 pe 4, care înseamnă 3 pe 1 înmulțit cu 5 pe 4, face 3 ori 5, 15 pe 4. Și alta e să spun 3 întregi și 5 pătrimi. Dar 3 întregi și 5 pătrimi, acum introducem întregul fracții. Face 3 ori 4, 12. Și cu 5, 17. 17 pe 4. Deci, una este situația asta, atenție, e vorba de înmulțire, și alta este că n-am, nu știu cât se întrece. Deci, sunt lucruri diferite. Mergem mai departe, zic. 4 ori 12 la 3. 4 ori 2 pe 3. Egal cu? Da? Egal cu 8 supra 3. Da? Egal cu 8 pe 3? Ai luat-o repede înainte pentru da, că... fiindcă cât dumneavoastră explicația am luat-o cu 8 pe 3. Repede, repede. 18 ori 1 pe 2 și egal cu 18 pe 2. 18 ori 1 pe 2 face 18 pe 2. Și 6. Pe care face 18 pe 2 și egal cu? 6. Cu 9. 18 împărțit la 2 egal cu 9. Următorul? Așa. 10 ori 2 pe 5. 10 ori 2 pe 5, te rog, Ștefania. 10 ori 2, 20 pe 5. Așa, 20 pe 5, care se mai simplifică. Și face 4. Dar puteam să facem pe simplificare. 10 cu 5. Doar e înmulțire. Chiar dacă aici n-am fost numitor, n-are numitor să păzeze pe 1, și 10 cu 5 simplificăm prin 5 și aici 2 și 2 ori 2 face 4. Da? Deci așa, gândim mai departe următorul. 5 pe 4 ori 2 pe 7 ori 14 pe 10. 5 pe 4 ori 2 pe 7 ori 14 pe 10. Ori 14 supra 10. Deci avem 3 fracții de înmulțire. Nu, nu, nu. Păi ce, dacă-s două sau nouă? Tot aceeași tehnică. Da, sigur, ne ducem și simplificăm de acolo până acolo. 5. Cu ăsta nu poate, dar cu ăsta poate, da. Și aici rămâne 1 și aici 2, da? 2. Apoi? 4 cu 14. 4 cu 14. 7 cu 14. Da, și 4 cu 14 pentru 2. Da. Și cât vine? Aici 2, 4 împărțit la 2, 2 și 14 împărțit la 2 face 7. Și apoi 7 cu 7. Și apoi 2 de aici 2 cu 2 de aici. Da. Și ce mai rămâne? Ia să vedem. Nu mai rămâne nimic. 1, 1, 1. Deci finalul este 1 supra, jos 2. Un singur 2. 1 pe 2. Terminatic ești. Deci pot să fie multe fracții. Noi le luăm de un cap la altul și vedem simplificările ca să mai avem treabă. Te rog, altă ieșiți-o. 3 pe 5 ori 4 pe 6 ori 5. 3 pe 5 ori 4 pe 6. Da. Ori 15 pe 7. Ori 15 pe 7 egal cu așa. Ia să vedem, Paul. Să vedem 5 și 5
Da, 5 cu 15 prin cât, da, Paul? Prin 5 și aici rămâne 1 și sus 3. Da. Apoi 3 cu 6. Da. Care devine 3 cu 6, ai spus? Da, și simplifică prin 3, 1 și 2. Deci 3. Aici e 2 și aici 1. Și mai este... Ia să vezi dacă mai ai ceva de simplificat. Putem face, adică 3 ori 4 ori 4 ori 12. Deci cât face finalul? 12 pe 2, care se mai simplifică. 2 ori 7, 2 ori 7, egal deci, cu 14. Deci mai putea să fie și așa copii, 2 cu 4 ăsta. Da? Și aici 1, și aici 4 împărțit la 2, 2, 2, 2. Da. Și acum vedem ce mi-a rămas 1 ori 2 ori 3 și face 6. Cât 6. Supra de desubt 1 ori 1 ori 7, 7. 6 pe 7. Da. Sigur că era bine și cum ați spus voi, dar urma să simplific după aceea. Da, prin 2 și ieși aici. Dar mai pierd timpul. Da? Deci de aceea facem maxim cu putință simplificări. Da? Maxim cu putință. Și 3, te rog. 3 pe 7 ori 2 pe 9 ori 7 pe 10. 3 pe 7. Ori 2 pe 9, ori 7 pe 10. Ștergem bine, ca să fie tabla curată, cât se poate. Cât am zis? 3 pe... 3 pe 7, ori da. 2 pe 9, ori 7 pe 10. Ori 7 pe 10. Egal cu... 7 pe 7. Paul, că nu mai vorbim de mult. Ia să vedem. 7, 7. Cât? 7 cu 7, 7 sigur că da. Sunt vizionat. 3 și 7, da. 1 și 1. Apoi 9 cu 3. 3 printr-un 3 și sus 1 și jos 3. Și 2 cu 10 sus 1 și 5. 5, da? Și cam s-a terminat. Da. Sus am numai de-al de 1, face 1 ori 1 ori 1, 1. Iar jos, ia să făceam. 5. 1 ori 3 ori 5, 15. Terminat, e ghișit. Următor, te rog. 3 pe 11, ori 5 pe 16. 3 supra 11, ori? Ori 5 pe 16. Da, ori? Ori 22 pe 15. 22 pe 15, Ștefania, e calcul. Aici, 11 și cu 12. 11 și cu 22. 22. Da, prin cât? Prin 11. Și 2 rămâne sus, da. Apoi 3 și 16. 3 și 15. 3 și 15, corect. Și aici e 5. Și 5 cu 5. 5 cu 5. Și iar s-a terminat. 1, 1 rămâne sus. Și aici 1. 16 cu 2, corect. 16 cu 2 de sus. Și rămâne 1 sus și aici 8, da? Finalul este cam asta. 1 pe 8. 1 supra 8. Este răspunsul după ce îndeplinirea făcută. Mai departe. Da, atâta. Atâta, da? Da. Spune-mi un exercițiu. Hai, te rog. Spune așa. Determinați numărul natural de formă A, B, C, coboară deasupra, astfel încât... Deci determinați, determinați. A, B, C, un, e vorba de un număr din trei cifre. Astfel încât, A, virgulă, B, C... Așa încât, așa încât, A, virgulă, B, C, bară deasupra... Minus... A, A, virgulă, B, C, da? Minus. Da. C, A, B, C, virgulă, A, B. C, virgulă, A, B, da. Se dea 1,79. 1,79. Ușor. Da. Poate fi 100 acolo și în partea cealaltă poate fie, să fie 1,79. Da, da. Deci trebuie să, să înmulțim un pic. Fie la fel. Un pic. Au fost făcut exercițiul în clasă. Da? O să da, nu, 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 am spus... O secundă. Făcut, dar au spus că e greșit. Da, acolo în loc de 1,79 era 8. Bun, îndată, trebuie să insistăm un pic să ne înțelegem. Ce înseamnă 2,35? Înseamnă să ducem virgula la dreapta dacă mulțim cu 10, deci mulțit, dacă zic 2,35 și mulțim cu 10, înseamnă egal mai departe cu 23,5. Adică s-a dus virgula peste o singură cifră. Da? La mulțirea cu 10.
Dacă iau dedesubt 2,35 și mulțim cu 100, atenție, mulțim cu 100, va face egal mai departe cu cine? Cine îmi răspunde? 235. Este egal cu 200... 35,20. Alo? Alo? Da. Da. N-am înțeles. Ai și tu o problemă cu tema de acasă. Dar uite ce facem. Când fac eu o pauză, te uiți acum la Prof Online? Da. Așa. S-aude microfonia. Vezi când fac eu o pauză și spun acum dă tu telefon și fac și tema ta. Dar acum sunt într-o discuție. Când fac pauza aceea, mă suni, da? Vezi? Bine. Nu, e o fetiță de una fie. Nu știu, n-am idee. Da, când înmulțesc cu 100, înseamnă 235, da? Când am mulțit cu 100, 235. Adică am mutat virgula la dreapta peste două cifre. Da. Când am să iau 2,35 acela, dar înmulțit cu 1000, vedeți, cu 1000, mai trebuie să am 3 cifre. Mă pun un 0, va face 2350. 2350. Și dacă îl mulțim cu 10.000, va face 23.500. Adică câte zerouri are? Deci câte zerouri are cel cu care mulțesc? Un zero acolo. Și dacă peste atâtea cifre trebuie să mulțesc la dreapta, da? Asta trebuie să înțelegi, da? Bun. Dacă împart, fenomenul se întâmplă invers. Ia să vedem. 2,35 împărțit la 10. Atenție. Va împărțit fi la 10. 10 un 0. Deci mă duc, virgula trebuie să ia da, la stânga din data. 0,235. Și va veni cifra din față care nu-i, și o pune eu așa, și va face 0,235. Că în față pot să pun 0 ori câte vreau. Și așa și da? În spate și în față. Ia să vedem acum. Dacă ar fi 2,35 împărțit la 100, cât va face? 2,35. Va fi 0,0,235. Așa, deci îmi trebuie două cifre. Virgula va ajunge tot mai în stânga. Da? Peste câte? Peste două. Și atunci rămâne 0 ăsta, da? Din față. 0,0235. 0,0235. Deci, la înmulțire, virgula se duce spre dreapta, peste atâtea cifre, câte zerouri avem, iar la împărțire se duce spre stânga. Da? Scriem în cuvinte. Da? Scriem în cuvinte chestia asta. Prin înmulțirea unui număr decimal. Prin înmulțirea unui număr decimal. Cu 10, 100, 1000, puncte, puncte. Cu 10, 100, 1000, puncte, puncte. Număr. Prin înmulțirea unui număr decimal cu 10, 100, 1000, puncte, puncte, adică cea mai mult. Prin înmulțirea unui număr decimal cu 10, 100, 1000, virgula se deplasează la dreapta peste o cifră, 2, 3, da? Virgula se deplasează la dreapta peste o cifră, 2, 3 și așa mai departe. Se deplasează la dreapta cât, așa peste o cifră, 2, 3. Câte zerouri avem la... Da, asta vreau să zic. Așa. Bine, perfect. Câte zerouri are înmulțitorul? Adică cu cât mulțesc aici. Dacă mulțesc cu 10, o singură cifră. Cu 100 peste două cifre. Cu 1000 peste 3 cifre, da? De desubt, prin împărțirea unui număr decimal. Prin împărțirea unui număr decimal. Cu 10, 100, 1000. Da? Prin împărțirea unui număr decimal la cu 10, 100, 1000. Da? Puncte, puncte. Virgula ce se întâmplă în momentul ăsta? Unde o ia? La stânga. O ia la stânga, sigur, da. Virgula se mută la stânga peste o cifră, două,
trei, puncte, puncte. În funcție de numărul zerourilor. În funcție de numărul zerourilor. În funcție de numărul zerourilor de la înmulțitorul acela, da? În funcție de numărul zerourilor de la înmulțitor. Astea sunt lucruri care trebuie să rămână definitiv în mintea voastră, da? Pentru totdeauna. Și acum, vreau să vă atrag atenția. Domnul? Da. Dar dacă în loc de 10 va fi 11? Păi numai. Eu numai atâta zis. Că înmulțim cu 10, 100, 1000. Deci dacă înmulțim cu alt număr, așa este o altă poveste acolo. Acolo ne putem... Să mai adaug prima cifră. Nu chiar așa, o să discutăm, o să discutăm și treaba ultima asta. Ultima cifră de la număr. Nu, pe scrim pe 11 ca fiind 10 plus 1 și aplicăm distributivitatea ori 10 și o dată ori 1. Deci ca să mă... Fiindcă mi-ai pus întrebarea asta, trebuie să-ți răspund, da? Da. Deci spui așa, dacă ar fi 2,35 ori 11, ori 11, eu aș putea să spun că este egal cu 2,35 pe lângă 10 plus 1, 10 plus 1, și aplicăm distributivitatea înmulțirii față de adunare, adică 2,35 ori 10 și plus 2,35 ori 1. Deci face egal mai departe cu 2,35 ori 10 plus 2,35 ori 1. Și egal cu. Cu 10 știu ce să fac. Ce fac la mișcarea cu 10? Înmulțim aici cu... Virgula ce face? Alerg la dreapta. Este o cifră. Deci va face 23,5. De acord? Da. 23,5 s-a deplasat o singură. Plus 2,35. Că 2,35 ori fac 2,35. Da. Și acum adunăm. Cum se adună în două numere decimale? Virgulă sub virgulă. Se așează virgulă sub virgulă și zicem 23, iată, 23,5 plus 2,35. Aici poate să fie și un 0. Că 0 ori poate să pun câte vreau. Și le adun pe ăsta. Și va fi egal cu 5. Deci atenție. 23,5 cât a fost aici. Plus 2,35 și adunăm 5 cu 0, 5, 25,85, 3 și cu 5, 8, am ajuns la virgula în coborâtă, 5 și 2, 2, 3 și cu 2, 5, 25,85. Deci face egal mai departe cu 25,85. Iată că am găsit răspunsul. Dacă însă, nu vreau să muncesc așa, înmulțesc pur și simplu 2,35 ori 11, cum știu să mulțesc două numere, le așez unele sub altele și încep să mulțesc. 1 ori 5, cum știu să fac, da? 1 ori 5, 5, 1 ori 3, 3, 1 ori 2, 2. Nu mă interesează cât virgulă, nu mă interesează la faza asta. Acum iarăși cu 1. 1 ori 5, 5. Atenție, cu cifra cu care mulțesc, sub ea se formează cărdul. 1 ori 5, 5, 1 ori 3, 3. Care la înmulțirea normală n-am nicio treabă. După 5, care, 8, adun exact, 2. Fără nicio emoție, 5, 3 cu 5, 8, 2 cu 3, 5, 2. 2. Și acum încep să mă întorc la apoi și zic, câte decimale sunt? Una, două. Una, două. Asta este răspunsul. 25, 85. 25, 85, da? Deci nu fac așa, nu descompun. Fiindcă tu m-ai întrebat, eu ți-am răspuns că aș putea face așa, recurgând la ceea ce înseamnă distributivitatea, mulțire față de adunare, și că ajung la răspunsul ăsta, dar mai ușor este să mulțesc cele două numere, da? Iată, vreau să mulțesc pe 2,78, înmulțit cu 5,3. 2,7. Nu le așez așa, unele sub altele, dacă îmi vine mult mai ușor, 2,78 ori 5,3, nu se mai ține cont de
virgulă sub virgulă. Nu-i nevoie. Ce facem? 3 ori 8, 24. 4 scriem, 2 reținem. 7 ori 3, 21 și cu 2, 23. 3 scriem, 2 reținem. 3 ori 2, 6 și cu 2 reținut 8, 834. Apoi 5 ori 8, 40, 0 scriem. Unde pun pe 0? Sub 3. Neapărat că cu 5 am înmulțit. 4 reținem. 5 ori 7, 35 și cu 4, 39. 9 scriem, 3 reținem. 5 ori 2, 10 și cu 3, 13. Da? Și acum adunăm 4. Exact. 3. 17 și cu 1, adăugăm la 3 care face 4 și cu 1. 1014, deci aici se scrie 8 și 9, 17, da? Da. 4 și 1. Noi avem 3 decimale. Asta e. Asta e, numărăm decimale. Sunt 1, 2, 3. Deci și de acolo și de la mulțitor și la demulții, da? Și punem 14,734. Răspunsul e 14,734. Dragilor, după ce am înțeles asta, hai să ne întoarcem la ieșițiul pe care l-a propus Paul. Deci Paul ne-a propus să găsim așa, numărul ABC, barat. Un număr din 3 cifre, da, care are calitatea K, virgulă BC, minus C, virgulă AB, egal cu 1,75. Să vedeți ce emoție am acum. Să vedeți ce fac acum. Deci lucrurile sunt complicate, Paul, da? Deci foarte complicate și eu am niște emoții mari. Pentru asta am să mă întorc un pic, să mai insist la ceea ce v-am povestit mai devreme. Trageți de timp. Trag de timp, da? Păi, na, trebuie să trag și eu. Trebuie să respirați. Trebuie să mai și respirați. Da, trag de timp. Trag de timp. Fetele știu foarte bine. Și băieții. Că atunci când eu am dificultăți, nu? Da. Dar și ștersul tablei este tras de timp? Păi da. Este o formă de tragere de timp. Deci atunci când nu am clar în minte cum să explic, da? Sigur că da. Trebuie să găsesc ceva până când îmi organizez ideile ca să vă pot face înțeles. Și acum mă întorc. 3,75 este egal cu 3,75 ori 1. E adevărat? Că mulțirea cu 1 nu are niciun efect. Și care mai poate fi scris egal mai departe cu 3,75 ori 100 pe 100. E tot 1. 100 pe 100 e tot 1. Și care este egal mai departe, acum e vorba de înmulțirea a două fracții, și este egal cu 3,75 ori 100 supra 100. Și egal cu. Eu știu să mulțesc 100. Că se duce virgula la dreapta peste 2. Chiar la capăt vine, nu? Și egal cu 3,75 supra 100. Foarte tare. Ia să scriu și chestia asta. Care idee. Rezultat frumos. 3,75 se scrie ca fiind 375 supra 100. Ți-amintești, Cristina, că am avut o discuție destul de... Că tu vineai cu chestia asta, faceai bine, și spune, nu înțeleg nimic. Da? Tragem de timp un pic. De ce nu înțelegeam eu? Că tu mecanic aveai în minte chestia. Nu înțelesești și faptul că trebuie mulți cu 1, care înseamnă 100 pe 100, puteam să-și 1000 pe 1000. Da? Și 10 pe 10. Dar eu mi-am propus să mișc virgula la dreapta peste două cifre, de aceea mulți cu 100 și sus și jos. Și iată ideea foarte tare, că 3,75 se scrie ca 375 pe 100. Deci 3,75 se scrie 375 pe 100, s-a dus la dreapta și am și împărțit. Neapărat, ca să fie egalitate. Egalul de acolo. Vreau să vă întreb, cum s-a scris 3,297 într-un alt mod, încât să nu mai am la numărător, să nu mai am virgula aceea. Mulțim cu 100. Cu 100, cu 1000. 1000, da.
ca să alergi peste câte cifre la până la capăt, în 3. Și face 3297 supra 1000. Da? 3297 supra 1000. Dacă am înțeles așa, cum se va scrie A virgulă, A virgulă, BC? Cum s-a scrie A virgulă? Se va scrie așa. Numărul A virgulă BC, pune A. Egal cu A virgulă BC supra 100. Fără virgulă. Fără virgulă. ABC da, supra 100. Că virgula se duce. Decimare. Așa, va fi scris ABC supra 100. Cum se va scrie CAB? C virgulă AB se va scrie... Se va scrie CAB tot supra 100. CAB tot supra 100. Și acum, dacă am înțeles asta, mă întoarc în ieșițiu. Și în loc de A virgulă BC, o să scriu în loc de A virgulă BC cât ABC supra 100. Deci vine echivalent, relația care mi-a fost dată, echivalentă cu ABC supra 100, da? Supra 100, minus CAB pe 100, minus CAB supra 100, da, egal cu 179. 179 supra 100. Tot aceeași mișcare. Pentru că avem tot așa două decimale. Nu? Tot două decimale, de făcut aceeași mișcare. Da. Și acum, ce să stau pe gânduri, fiindcă toate au 100? Le adunăm. Nu? Pardon, le scădem? Nu putem, nu știm să scădem. Ne vine greu. Dar fiindcă aici va fi o fracție cu numitorul 100 și aici 100, două fracții sunt egale, având numitorul egal, sau numai numărătorul egal. Sau o fracție în partea cealaltă și să adunăm în schimb. Da. Da, te rog. Deci, iată, insist aici. Aici am avea de făcut ce? O scădere a două fracții care au același numitor. Echivalent cu, hai să scriu aici. Echivalent cu, ar veni așa, când au același numitor, prin numitorul comun, nu? Deci vine ABC, fracția ABC minus CAB, ABC minus CAB, totul supra 100, egal cu 179 supra 100. Și două fracții care au același numitor sunt egale dacă numărătorii sunt egale. Da. Da? Deci de aici. Deci asta înseamnă că... E echivalent cu scrierea următoare. Echivalent cu... ABC. Da, ABC. ABC minus numărul ABC, minus da. CAB și poți bare egal cu 179. Ceea ce s-ar mai traduce? Ceea ce s-ar mai traduce că este egal sau echivalent cu 179 minus 179 și supra 100. Atenție, nu mai mă duc înapoi. Asta cum se mai traduce? Aici e descăzutul, scăzătorul și rezultatul. Așa, descăzutul este egal cu rezultatul scăderii plus scăzătorul. Da, da, nu? Deci, nu putem spune direct într-o parte în alta, că ei n-au noțiunea asta. Suntem în clasa 5-a. Dar la un moment dat va da greșit. Să vedem. Deocamdată, eu conduc e greșiciu. Vedem deci, ce contrații. Deci, da, eu mi-am asumat riscul ăsta, da? Să vedem ce se întâmplă mai departe. Deci, ce am urmat? Deocamdată lucrez matematic corect. Deci vine ABC este egal cu 179 plus CAB. ABC egal cu 179. Exact ce am zis eu mai devreme. Exact așa ai spus. Numai că mă gândeam la altceva. Da. Eu ziceam că dacă a spus tot egal cu 179 supra 100, m-am gândit că tot este egal cu 179 supra 100. Și m-am gândit că ABC este egal cu 179 supra 100 și CAB este egal cu 179 supra 100. Și de asta... Nu, no, păi da, am renunțat la numitor. De acum suntem în etapa asta aici, pe care am tradus-o în felul ăsta, da? Da. Echivalent. Hai să traducem în baza 10. Cum scriem? În loc de ABC, ce să putem spune? 100A. Nu așa vine? Uitați că scriu 237. Înseamnă 2 ori 100, 3 ori 10, plus 7 ori 1. Da? Deci așa scriu și aici. Ce să scriu aici? O să scriu 100A. 100A
100 de albi. Plus 10 B. Plus 10 B. Plus 10 B. Da. Egal cu 179. Plus. 100 C. 100 C, da. Plus 10 A. Plus 10 A. Plus B. B. Plus B. Acum, eu aș scădea din ambii membri ai egalității un 10B. Minus un 10B. Înseamnă că a scăzut și din stânga și din dreapta 10, 10 A mai întâi. Pe 10, că n-am 10B. Da, am mai un B. Așa, minus 10A. Atenție, scădem și din stânga 10A și din dreapta 10A. Și atunci vine 100A minus 10A, să înțeleagă toată lumea, inclusiv ceea care ne urmărește acum, că avem sigur pe cineva care ne urmărește acum. Care vrea să-și facă și lecția. Care vrea să-și facă și lecția. Sper să ajungem repede să-i facem și lecția. Deci 100A minus 10A plus 10B plus C egal cu 179 plus 100C plus 10A care era minus 10A care scădem și din stânga. Atenție, păi minus 10A. Acum are sigur că da, Abraham, ca să înțeleagă toată lumea. Tot și plus B, să înțeleagă toată lumea. Ăsta va face 0. Și atunci identitatea devine echivalentă cu... Dar nu, schivați cartea, de și 52. E și 52. Bine. Da.